Care? Mă bucur, eu zic că așa vine, așa am ambulanta. Și vine, nu e. De ce l-ai denumit un festival? Dreapta-i liber. Încă o dată, anul trecut a fost un concurs super. De la ATP am avut numai cuvinte de laudă, da. Dar a fost unul dintre, după mine, cred că top challenger din lume. Anul acesta ce aducem la concurs este plerul în jurul tenisului, care pentru noi este foarte important, mai ales că am terminat. Nu mai ne trebuie cloaruri, nu mai ne trebuie vaccine, adică ne trebuie astea, dar nu mai trebuie să le prezentăm. Exact. Ia o pe aici, nu mai va puși între o ce stă la tot același lucru. Nu vei ce stă la sensul giratoriu acum. S-au pus lumini nocturne, s-a pus un cord VIP chiar deasupra terenului. Nu știu dacă știți clubul, terenurile sunt în groapă, să spun așa, sunt 6 terenuri foarte frumoase. Din astea 6 terenuri se vor juca pe 3 terenuri, celelalte de antrenament. După demonstrativul nostru, da, dar bate vântul rău. Te prăgește. Uite noi. Aoleu, ce v-am mai uitat. Merge să te plimbi. Înțeles că vă faceți un eveniment și pentru toamnă. Nu se rămâne. În fiecare zi facem evenimente pentru toamnă. Dar va fi o zi a doamnelor care... Vii în pleșcă în mașină. Spre Zobozia încolo. Ce? 15 Zobozia. E nord. De aici până la Zobozia sunt 102 km. Îmbrăcată nu mai e cu umărul, ci cu volanele goale.